Filialele băcăoane ale Asociației Nevăzătorilor din România și Asociației Naționale a Surzilor au organizat o întâlnire la sediul celei din tâi, în care s-au întrecut la șah și remi. Inițiativa a aparținut Asociației Nevăzătorilor și a fost prilejuită de Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap. Astăzi a debutat, cu dreptul spun eu, prima competiție între persoane cu dizabilități vizuale și persoane surdomute. Cu ocazia Zilei Persoanelor cu Handicap, conducerea filialei a făcut propunerea către Asociația Surdomuților pentru a desfășura o competiție de șah și remi. Domnul președinte și cu domnul secretar a adus aici vârfuri de șahiști și jucători de remi, care la această oră joacă foarte frumos, foarte liniștit, sunt foarte punctuali și isteți. Chiar mi-a plăcut și sper ca în continuare să mai colaborăm. Deci am înțeles că se poate juca și fotbal și chiar rog pe domnul președinte pe această cale, dacă ne putem întâlni într-o altă zi, cu altă ocazie, să joace și nevăzătorii noștri o repriză de fotbal cu ai lor. O partidă de șah durează cel puțin o oră. Asociația Surzilor din România a adus 12 competitori, 6 șahiști și 6 jucători de remi, astfel încât s-au jucat 6 partide. De asemenea, alți 12 nevăzători au jucat șah între ei. Au venit astăzi cu bucurie la asociație. Se bucură pentru... Este frumos activitatea... Pentru concursul de șah, reme și table. Foarte frumos! Îi place această activitate. E o idee bună? Foarte bună. Este foarte bună ideea. Doresc și pe altă dată să fii invitat la altfel de activități. Ziua internațională. Azi e ziua solidarității a persoanei cu handicap. Este important pentru ei și pentru surdomuți întâlnirea cu persoanele nevăzătoare. Încercăm și pe viitor să facem cât mai multe activități comune, atât Asociația Nevăzătorilor cât și Asociația Surzilor. Dintre cele mai vechi asociații din județul Bacău, noi avem peste 100 de ani de activitate în acest domeniu. Nevăzătorii și surdomuții au petrecut împreună câteva ore minunate. Musafirii au fost tratați de gazde cu gogoși calde și cu o cafeluță, iar la sfârșit toți concurenții au primit o iconiță și un tricou.